15 septembrie a însemnat debutul noului an școlar pentru profesorii și elevii care își desfășoară activitatea la cercurile care funcționează în cadrul Clubului Elevilor din Câmpul Lung. Elevii, însoțiți de părinți, au vizitat încăperile unde se desfășoară cercurile și și-au ales profilul pe care doresc să îl urmeze. A urmat un mic spectacol artistic, dar și o demonstrație de gimnastică, iar copiii implicați au arătat părinților că aici își pot dezvolta în bune condiții aptitudinile. Ca să nu se întoarcă la mine, unde departe să colim pe pământ, fără liniște sau fără bine, oriunde departe aș pleca, doamna, aș fi de departe. Aici avem 6 cercuri care așa au funcționat și anul trecut. Este vorba de cercul de dans popular, tenis de masă și grup vocal, cercul de electrotehnică, cultură civică, cultură și civilizație engleză, chimie experimentală și științe pentru cei mici, gimnastică ritmică, orientare turistică și instruire practică, karting, educație rutieră. Și anul trecut am participat la multe concursuri, multe competiții, avem foarte multe premii pe care le puteți admira aici și pot să spun că și în acest an ne așteaptă foarte multe competiții la care putem să participăm și de ce nu să obținem cât mai multe premii. Pentru că noi așa, numai participând, ne putem da seama de propria valoare. Elevii se pot înscrie în cadrul Clubului Elevilor fără nicio taxă și pot participa la una sau mai multe activități ce se desfășoară în această instituție.